despre noi toți cei de aici, despre liderul pieței universității, despre dumneavoastră cei din sală sau despre cei de acasă care ne privesc acum, știm cu toții că sunteți unul dintre cei mai buni la suflet și la inimă oameni din România. Trebuie să știți că alături de noi în această sală este și cel mai bun român din America. Este vorba de Horia Mocanu, omul care a reușit împreună cu echipa sa o schimbare uriașă în Ucraina. Omul care a schimbat mulți ciocoi din multe țări. Omul care a întreprins împreună cu echipa sa de oameni hotărâți foarte multe schimbări revoluționare în foarte multe țări ale globului. Și nu cred că va greși aici în România, nu cred că aici în România nu va reuși, fiindcă dacă în Ucraina a fost sprijinit de puțini oameni, dacă în Venezuela, Ecuador sau alte țări din America de Sud a fost ajutat de asemenea de puțini oameni din acele popoare, aici va fi susținut de milioane de români. Iar ceilalți care vă întrebați dacă cumva străinătatea, acele cercuri importante și influente ale lumii ne doresc sau nu, trebuie să aflați că totul este în regulă. Putem prelua puterea liniștiți și putem să ne croim propriul nostru drum, putem să facem viața mai frumoasă tuturor românilor. Credeți-mă, avem, cum se spune, verde de peste tot. Îl invit pe Horia Mocanu, cetățean american, dar și cetățean român, un om care a absolvit Harvard-ul, un om care a terminat cu magna cum laude, cea mai importantă universitate a planetei, și un om care ni se alătură, începând de astăzi, oficial, un om care va putea guverna această țară, fiindcă a făcut acest lucru în multe state ale lumii. Dar de data asta și el s-a săturat și se întoarce în România, abandonează viața sa minunată din America și vine aici, la București, ca să ne salveze. Îi dau cuvântul lui Horia Mocanu. Mulțumesc, domnule Diaconescu. Doamnelor și domnilor, în România a venit primăvara. Atât în București, în piața universității, cât și în restul țării au ieșit ghioceii. Așa cum a remarcat un coleg care urmărește cu atenție evenimentele din România de ceva timp, there is no doubt Romania spring is here. Nu există niciun dubiu, primăvara României a sosit. Poporul român a făcut sacrificii mari în numele stabilității macroeconomice, în numele integrării europene și NATO și în războiul împotriva terorismului. Din nefericire, elitele care reprezintă și conduc astăzi poporul român sunt indiferente față de aceste sacrificii a poporului. Aroganța elitelor, indiferența lor față de suferință și lipsa de speranță a poporului nu mai este acceptabilă. Această atitudine provoacă instabilitate și acest lucru trebuie schimbat. Această aroganță a elitelor este datorită în mare parte faptului că avem în România o clasă politică decuplată la popor. Și mă bucur extrem și mă simt foarte privilegiat să văd în sfârșit în 21 de ani că există un partid care se îndreaptă către popor. Mai mult, legitimitatea statului în ochii cetățeanului este subminată de această aroganță. Și când această aroganță este împletită cu corupție și lipsă de credibilitate în instituții, se ajunge la o situație care nu mai poate fi suportată nici de popor și nici acceptată de partenerii străini. În această primăvară care a cuprins toată România, partidul dumneavoastră va fi o explozie de culoare, viață și lumină,
care va înlătura iarna și întunericul care a căzut peste popor de zeci de ani. Sunt sigur de acest lucru pentru că m-am uitat atent la oamenii care conduc acest partid și atitudinea lor față de poporul român. Cu mare plăcere am observat deschiderea pe care o are partidul dumneavoastră pentru cei întoși acasă, pentru cei care doresc să se implice pentru prima dată în viața politică. Partidul dumneavoastră va aduce sânge proaspăt, sânge oxigenat în venele României. Fără acest sânge oxigenat, România nu va avea forța și expertiza necesară să-și apere interesele, să apere poporul într-o lume plină de criză și transformări. Deșteptarea și renașterea României sunt în mâinile dumneavoastră. Redați poporului demnitate și dreptate și vă asigur că în demersurile dumneavoastră veți avea tot sprijinul de care aveți nevoie. Vă doresc succes, Dumnezeu să binecuvinteze România și poporul român și lucrările dumneavoastră!